Ce s-a întâmplat? Un accident. Un accident, deci probabil venea de acolo, a luat capul ăsta de pod de aici și s-a răsturnat, că noi am găsit o răsturnată. Persoane grave, rănite? Nu, singur. A fost o persoană, dar a fost. La scurt timp de la sosirea ambulanței, la locul accidentului a apărut și șeful de post. Ne spui și nouă ce s-a întâmplat, ce ai pățit? Mi se pare băut? E așa mi se pare, dar nu înțeleg de ce pleacă. Imediat au apărut și colegii polițistului care au încercat să curețe locul. E rănit grav! Hai liniștit, că nu-ți face nimeni nimic. De ce a fost numele de la mașină? Polițistul aflat la volanul mașinii răsturnate a refuzat îngrijirile medicilor. A fost urcat în mașina de serviciu de adjunctul său și a plecat de la locul accidentului. Pare băut. De unde știi că pare băut? Păi, după față. Nu, no, mai filmați mașina poliției. Dar ce treabă aveți voi? Ce treabă aveți voi? Dai că merge. Nu credeți că încălcați legea, domnul polițist? Alo, domnul polițist! Eu am rugat și pe colegul de la poliție să ne aducă măcar să o pansăm, că am plecat împreună. Omul legii a fost dus la sediul poliției, unde era așteptat de adjunctul șefului IPJ Tulcea. S-a declanșat și o cercetare internă pentru a se stabili exact implicarea ajutorului de șef de post. La poliția Tulcea va avea loc astăzi un control al IGPR,